Aflat în prima sa vizită oficială în calitate de secretară generală a Consiliului Europei, Maria Pecinovici-Buric a observat deja determinarea puternică a guvernării de a reforma sectorul justiției. As many of you know, the cornerstone of our cooperation is the Council of Europe Action Plan for Moldova 2021-2024, which we launched together, Madam President, in April in Strasbourg. It includes all the areas in which the Council of Europe and the Republic of Moldova work together. Potrivit Maia Sandu, această întrevedere vine să marcheze progresele din ultimele luni în relația țării noastre cu Consiliul Europei. Cele două au mai discutat despre Convenția de la Istanbul, ratificată de Republica Moldova în luna octombrie, dar și despre reforma justiției și lupta împotriva corupției. Apreciem asistența oferită în acest sens de grupul de lucru de nivel înalt al Consiliului Europei, instituit sub auspiciile doamnei secretar. Grupul a recomandat modificarea Constituției ce vizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și eliminarea pragului de reconfirmare în funcție a judecătorilor după acumularea 5 ani de experiență. Mizăm, în acest context, pe sprijinul Consiliului Europei în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, care va începe în anul 2022. Șefa statului a mai menționat că pentru a reforma sectorul justiției în țara noastră sunt necesare soluții inedite pentru că, spune ea, tiparele clasice nu sunt mereu suficiente.